Vă salut din nou cu mare drag. Astăzi o am invitată pe frumoasa și talentata Olga Sabo, care, din punctul meu de vedere, este cel mai mare specialist și instructor de neurografică în limba română. Da? Acest concept de neurografică este o metodă transformatoare și te poate ajuta, să zic așa, să-ți remodelezi realitatea prin desen. De asemenea, este o metodă cu bază științifică care combină arta și psihologia, creându-se astfel conexiune între minte, corp și univers. Ca să nu uităm că ne aflăm pe un grup, da, și un canal de sănătate holistică. Voi avea mereu persoane invitate care se adresează întregului nostru corp holistic. Olga va prezenta o mică descriere, dacă pot să-i spun așa, a ceea ce este neurografica, cum se face, de unde vine, cu ce ne poate ajuta și pe urmă vom trece la niște întrebări pe care le am eu pentru ea și apoi așteptăm și întrebările din public sau pe YouTube. Se pot pune pe urmă întrebări că noi vom răspunde dacă sunt pentru mine sau pentru ea. Deci, Olga, dragă, ai cuvântul. Da, bună ziua, bună seara, cum la fiecare cum e, numai bună să fie. Mulțumesc pentru invitație și, da, uite, această invitație o să facă cumva mai multă lumină și în alte cercuri, așa să spun, despre neurografică și chiar mă bucur să prezint, da, să prezint această metodă. Acum nu știu cât de mare, cât de mic specialist sunt. Eu mulțumesc pentru aprecierea pe care mi-ai făcut-o. Probabil că în ochii tăi, da, este așa. Da, întotdeauna este loc de mai bine, așa că eu tind, pentru mine etalonul este și domnul, autorul acestei metode. Deci dacă e ok să trec la o scurtă prezentare, așa mai pe rapid, să spun, al acestei metode, pentru cei care nu au mai auzit, nu știu ce e asta, o să fac o scurtă prezentare, da? O să merg în... Ok. Deci, se vede, da? Puteți vedea? Ok. Da, e ok. Bun. Deci, ce este această neurografică? Da, este o nouă metodă de gestionare a vieții, dacă se poate spune așa, prin desen, antrenându-ne creierul sau disciplinându-ne mintea. Și ca și alte metode care lucrează cumva cu subconștientul, ne ajută să ne corectăm gândirea, da, și să ne gestionăm emoțiile. Normal că de aceste domenii sunt interesante persoanele care sunt într-un proces de dezvoltare personală și neurografica este un instrument foarte puternic pentru a te cunoaște pe tine în primul rând și are așa un aspect, să spun, că poate fi învățat de oricine, da? Nu are limită de vârstă sau de talent, sau pentru că mai întâlnesc și astfel de întrebări, că eu nu știu să desenez, nu știu, nu sunt pictor, nu știu dacă o să mă descurc. Deci, prin această metodă, oricine poate desena. Autorul acestei metode este Pavel Piscariov, un doctor în psihologie, filosof, formatorul Institutului de Psihologie a Creativității din Rusia, unde mi-am făcut și eu studiile și chiar cu acest domn, cu autorul, am făcut aceste 9 luni de zile de instructor, da, care m-a
certificat ca și instructor de neurografică, ca să pot și să aduc această metodă în fața altor oameni. Ea a apărut, deci metoda a apărut în 2014, deci este tânără, da, să spun așa, încă această metodă. Cine sunt eu? Cum am spus, sunt Olga Sabo, sunt instructor de neurografică, sunt consilier de dezvoltare personală. Sunt cam printre primele persoane care a adus această metodă în România. Cam aceasta este experiența mea de până acum cu neurografica și cu oamenii cu care am lucrat. Rezultatele mele personale cu această metodă, cam acestea sunt, da, deci am început și chiar observ pe mine zi de zi cum mi se schimbă abilitățile mele de a accepta lucrurile, de exemplu, da, deci mă surprind când reacționez la anumite situații cu totul altfel decât reacționam în trecut, am mai multă claritate, iar ca și un aspect așa exterior, au început să apară diferite sincronicități în viața mea, să apară persoane, situații de care poate până acum nici nu aș fi gândit că s-ar fi putut întâmpla. Eu, la bază, sunt inginer în textile, iar neurografica m-a făcut să trec de la haine la oameni. Am avut și câteva emisiuni televizate, am contribuit și la o carte, într-o colaborare cu autoarea unei cărți, în care am făcut desenele. În acea carte am ajuns să predau și cursul de neurografică în nivelul 1. Iar cei care au participat sau care au practicat cu mine această metodă au avut diverse rezultate, de la curajul de a-și deschide o afacere până la a se elibera de anumite frici, de anumite griji sau credințe limitative. Puteți vedea aici cam care sunt, deci astea sunt câteva, pentru că această metodă este atât de vastă, adică aplicabilitatea ei este atât de vastă, încât nu am reușit să țin o statistică sau o evidență care dintre probleme se poate rezolva mai mult sau mai puțin, pentru că depinde de fiecare cum o aplică și în ce domeniu. Acestea sunt câteva dintre rezultatele sau feedback-urile pe care le primesc de la oameni. Aproape zilnic primesc mesaje de la cei care folosesc neurografica în viața lor de zi cu zi. Iar ca și metodă, da, după cum spune și cuvântul neurografică, da, este neuro și grafică. Neuro este rețeaua de neuroni sau de celule sau neurosistemul plus grafic, adică cumva aducem pe foaie grafica unor rețele neuronale. Conceptele de bază care stau la această metodă este sau sunt mai multe, da? O să trec în evidență așa foarte rapid câteva dintre ele ca să vă faceți doar o idee. Deci este vorba de neuroplasticitatea, neurogeneza și neuronii oglindă, pentru că prin aceste desene pe care le facem, noi generăm sau se generează noi conexiuni neuronale, creăm noi căi și conexiuni neuronale către noi scenarii de viață. Iar desenele de neurografică influențează activitatea creierului uman, astfel încât este activată emisfera dreaptă, care stimulează creativitatea și imaginația. Iar ca și un alt aspect care îl are specific cumva neurografica, este, dacă puteți observa aceste asemănări între toate imaginile, da, putem vorbi despre un cod grafic unic al naturii. Adică oriunde ne întoarcem și dacă ne uităm și pe corpul nostru, sistemul vascular sau nervos are aceeași grafică, cumva
respectă, da, ca și cum natura ar vorbi cu noi prin această grafică, prin acest fel de linii pe care le putem vedea în afară. Și bineînțeles că toată lumea știe despre aceste unde sau frecvența undelor cerebrale, iar noi cumva îi răspundem creierului, da? Dacă el vorbește cu noi, în ghilimele să spun, da, vorbește pe foaie cu această traiectorie a undelor cerebrale, noi îi răspundem înapoi prin aceste neurolinii sau linia lui Piscariov, care este un instrument din alfabetul, sau să spun așa, o literă din alfabetul neurograficii, și ea este acea bază. Deci dacă vrei să faci un desen de neurografică, asta este primul lucru ce trebuie să înveți, este linia, cum să faci această linie neuronală. Ea are aceste două proprietăți pe care le respectă, și anume nu se repetă pe ea însăși, pe nicio porțiune din toată lungimea ei, și apare acolo unde nu ne așteptăm să o vedem. Exact este contrar principiului minții, sau cum să spun, pentru că mintea în continuu caută să compare, să meargă, deci să caute cea mai ușoară cale. Ori aceste linii contravin, așa să spun, la ce vrea mintea și ne lasă să accesăm subconștientul prin aceste linii. Iar aceste linii, exact ca și rădăcinile copacilor sau sistemul vascular, conțin energie, da, și putere de transformare, și simbolul liniilor pe foaie este același lucru, adică transmitem energie și putere de transformare, și deoarece aceste linii sunt transmise de către creierul nostru, da, nimeni nu vine să ne facă liniile pe foaie, noi punem efortul, noi cumva punem acea informație sub forma unui linii, ce vine din creierul nostru, adică un gând este transpus pe foaie prin mâna noastră, și de aceea tot ce punem pe foaie este ca un fel de ilustrare sau ca o reflexie a minții noastre pe foaie. Iar dacă nu știați că ceea ce este ascuțit, creierul nostru îl asociază ca fiind ceva periculos sau conflictual, și de aceea în aceste desene pe care le facem, intersectându-se liniile acestea neuronale, rezultă niște unghiuri, dar din intersecție se creează aceste unghiuri care, cum am spus, creierul le interpretează ca fiind ceva conflictual. Și pentru a le rezolva, pentru a armoniza acele conflicte create între gânduri, până la urmă, da, dacă le punem pe foaie, sunt gânduri, cum am spus, sau proiecția unui gând, pentru a armoniza acele conflicte create, noi facem această rotunjire, să spun așa, care este la fel specifică neurograficii și este principiul neurograficii sau principiul lui Piscariov, care, cum spun eu, facem unghiurile să zâmbească, aducem câte un zâmbet la fiecare unghi. Mai departe, dacă v-ați surprins sau oricum fiecare, majoritatea dintre noi am măzgălit pe foaie, deci acel lucru sau acel gest de a măzgăli pe foaie fără niciun sens acolo este cumva manifestarea sufletului sau interiorului nostru pe foaie. Iar acele măzgăleli pe care le facem noi sunt într-un mod inconștient. Ce legătură este între neurografică și acele mâzgăleli? Păi e acea legătură că prin neurografică, odată văzând ceea ce într-un mod inconștient, da, ce a venit din subconștientul nostru, am pus pe foaie, noi modificăm într-un mod conștient. Adică dacă informația a mers din creier pe foaie, deci este o cale, putem să mergem pe aceeași cale înapoi și să transmitem modificarea ce am făcut-o pe foaie, da? Deci cumva, iar pentru că
nu face diferența creierului dintre imaginație și realitate, modificând simbolurile care le punem pe foaie, simbolurile unor lucruri, situații pe foaie, se modifică sau se schimbă și în mintea noastră cumva acea situație. Un alt concept care stă cumva la baza acestei metode este că cum îmbină arta și psihologia, dar mai folosește și elemente din alte domenii, cum ar fi bionica, terapia gestalt, din coaching, da, pentru că nu avem cum să intrăm într-o situație, da, sau într-o problemă fără ca să ne punem întrebări, să vedem de unde vine toată provocarea aceea pe care vrei să o rezolvi, de exemplu, prin neurografică. Deci, după cum ați văzut, neurografica este un cocktail, așa să spun, care conține ingredientele de cea mai înaltă calitate. Da? Deci este un mix așa de mai multe domenii. Și după cum v-ați dat seama, desenul de neurografică nu este chiar un desen simplu, da? Nu este ceva care hai să mă pun să desenez, da? Deci este un desen care întotdeauna are o temă, deci are un scop, are o soluție de căutat. Întotdeauna respectăm 10 principii ale neurografice, ale desenelor de neurografică. Un desen de neurografică are 8 pași pe care îi respectăm la fiecare, la orice desen și pe parcursul întregului desen ne analizăm, așa să spun, ne observăm din 4 puncte de reflexie, anume ce gândim, ce emoții ne creează acel simbol sau acea linie, ce amintiri, da, pot fi și amintiri, gânduri, ce simptome în corp, că de multe ori se întâmplă să se lasă, adică se lasă și cu simptome în corpul nostru, mai ales când desenăm sau abordăm o anumită temă mai dureroasă, și toate acestea cum se raportează sau reflectă realitatea. Deci așa facem pe parcursul fiecărui pas, deci acestui proces de desen neurografic. Iar ca și rezultat final, trebuie să ne placă desenul, da? Să ne îndrăgostim de desenul nostru, cum spun, pentru că, de exemplu, dacă am lucrat cu o emoție negativă și am văzut-o pe foaie într-un fel, noi o transformăm, îi dăm un alt aspect și automat se schimbă și starea noastră. Ce este nevoie pentru un desen de neurografică este markerul care este instrumentul principal, deci un marker de grosime medie, mai ales ca și începător, este importantă grosimea markerului, că s-ar putea câteodată să te enerveze, să nu-ți placă desenul și asta este deja o rezistență a minții. Creioane colorate și foi de desen sau de xerox mai de calitate. Prin neurografică, cum am spus, se poate desena orice și poate să deseneze oricine, atât individual cât și în grupuri, după cum știți, organizez și ateliere în grupuri și aici am câteva dintre exemplele de desene de neurografică. Aici am lucrat pe linia timpului și chiar e un desen la care am revenit mai târziu, după ce am început eu acest drum de neurografică, în care mi-am dat seama că eu, de fapt, mi-am desenat acest traseu. După cum vedeți, cercul ăla albastru este decembrie și steluța roșie e scris 25-11, adică 25 noiembrie, am făcut acest desen. Și eu mi-am programat în decembrie, intuitiv, da, un eveniment al albastru care mă va... adică mi-aduce ceva mai mare în viitor, da? Vedeți că e legat cu cercul galben. Și ce să vezi că asta aici a fost începutul
călătoriei mele cu neurografica, da, cred că și tu ești Nadia aici, nu? Când m-am lăudat, așa să spun, că am terminat cursul de specialist și m-ați întrebat ce este acest lucru, ce sale acolo, și în felul ăsta a început toată călătoria. De aici am început, din 18 decembrie, da, 2021. Aici sunt câteva exemple de desene, ca să vedeți cam ce se poate face prin aceste desene, da? Deci ăsta este un desen de planificare a evenimentelor care îți poate aduce claritate, dezvoltare, evoluție, da? În care să-ți vezi cumva în viitor anumite lucruri. Acesta este neuromandala neamului. Văd că și la tine este. Da, și tu ai pe perete. Deci este unul din atelierele cele mai puternice, la care am primit foarte multe mesaje, dar și foarte multe energii s-au răsculat, așa să spun, s-au activat. Chiar nu de mult, parcă cineva a postat că doar modificând a mai reluat acest desen și cineva din familie zicea că a avut o problemă cu alcoolul și i s-a îmbunătățit. Aici este unul dintre cele mai așa cunoscute desene sau algoritm, care este neurocopacul, prin care putem să desenăm tot ce vrem să crească, adică ce este în creștere. Aici este un alt desen, ploaia șamanică, și aici tematica poate fi orice, dar la fel este de creștere, adică de a dezvolta ceva, exact cum pui semințele în pământ și le crești. În cursul de neurografică pe care eu îl predau, sunt acești algoritmi care sunt cei mai utilizați din neurografică și cu un efect cel mai mare, da, și imediat, este algoritmul de descărcare sau de gestionare a emoțiilor și de eliminare a blocajelor interioare. Da, după cum v-ați dat seama, este un algoritm, pot să spun așa, ca și o trusă de urgență, da, în orice situație ce ține de emoții negative. Prin acest exercițiu sau prin acest desen putem să ne îmbunătățim acea emoție sau situație. Un alt algoritm care face tot parte din cursul de neurografică este acesta de identificare a intențiilor și se face în situațiile în care ești confuz și nu mai știi, adică nu mai știi ce ai de făcut, și prin acest algoritm îți poți găsi un sens cum ar veni la situație. Aici am câteva dintre feedback-urile persoanelor care au lucrat cu mine prin diverse evenimente și chiar din curs, pentru că la sfârșit, după ce se face cursul, chiar mă interesează un feedback de la cei care au fost cu mine pe parcurs pentru a îmbunătăți ceea ce predau, și atunci cer acest feedback pentru a aduce îmbunătățiri. Ce ofer eu, da, dacă v-am făcut curioși și vă interesează să aprofundați mai mult această metodă? Acestea sunt produsele, da, în ghilimele, pe care le ofer. Este cursul de neurografică, cum am spus, nivelul 1, care este 8 ore, da, care are 8 ore de curs. Atelierele de neurografică, și apropo, chiar duminică este următorul atelierul ăsta din luna aceasta, în care vom desena sau vom aduce ceea ce oglindim în lumea exterioară și vom identifica ce avem în interior, care agață ceea ce vedem noi în exterior, și le vom integra prin desenul de neurografică. Sesiunile de 1 la 1 de neurocoaching, cum am spus, care
au întotdeauna un rezultat așa wow, deci de fiecare dată aud, a fost mult mai mult decât mă așteptam din aceste sesiuni și clubul de neurografică, deci acestea sunt toate online, mai particip așa la diverse evenimente și față în față, să spun așa. Clubul acesta de neurografică conține, deci este pe bază de abonament în care ne întâlnim de 2 ori pe lună, adică 2 ateliere de neurografică pe diverse teme. Temele din luna aceasta vor fi la fel pentru transformare interioară și exterioară. Iar în august, pentru cei care nu știu, voi participa la un retreat în Sibiu, la Săliște, exact în locul unde am lansat anul trecut cursul de neurografică. Acum voi lansa o altă metodă care are legătură cu neurografica și anume neurokintsugi. Da, dacă sunteți dintre voi care nu sunteți încă pe grupul meu de neurografică, puteți intra aici și vedea, și să nu mă credeți pe mine pe cuvânt, puteți vedea rezultatele și ce spun și ceilalți despre această metodă. Da, cam atât ar fi, da? Deci, după cum v-ați dat seama, probabil, deci neurografica este pentru cei care sunt pregătiți să-și înfrunte, în primul rând, ego, adică să se cunoască pe ei, da? Să-și gestioneze, să vrea să-și gestioneze într-un mod cât mai eficient și emoțiile și viața. Iar dacă sunteți altfel de specialiști care vreți să aveți un instrument, da, în activitatea voastră extra, da, și destul de eficient, se poate la fel folosi, deci se poate merge pe cariera asta a specializării neurografică. Cam asta a fost prezentarea, mulțumesc! Mai interesant, eu din ce în ce tot te descoper. Deci, am așa câteva întrebări. Că am înțeles, da, am înțeles. Eu mă pun în, să zic, în pielea ascultătorului, da, sau a urmăritorului. Și cumva, dacă poți să-mi spui tu mai clar pe ce teme sau situații din viață se poate desena neurografică. Sunt situații fizice, deci am ceva fizic în corp, nu știu. Posibil chiar un început de o boală, da? Să nu-i dau nume. Deci pe situații fizice se lucrează sau și pe situații emoționale? Că acum foarte multe persoane, da, sunt cu stresul sau depresia sau... deci emoțional Da, și am înțeles. fizic sau... Da, ai înțeles, ok. Am spus, se poate desena orice. Și fizicul, până la urmă, nu este întâmplător, da? Deci nu vine așa, dintr-o dată te-ai trezit că mâine ai nu știu ce boală sau nu știu ce bubă, da? E clar că aia e deja vârful, da? Până atunci ai A avut... trecut prin multe corpuri până să vină în Exact, cel fizic, exact. da. Și atunci poți, da, poți lucra. Uite, eu am avut și câteva cazuri, da, care am lucrat. Cred că este și un... uite, Simona zice că ea a slăbit. Deci a nu se înțelege că ai făcut un desen și gata, mâine o să fii... Păi nu, Super. că asta era următoarea întrebare, da. Da. Ok. Este vorba de a-ți antrena mintea, este vorba de a-ți seta mintea, da? Pentru că, până la urmă, nimeni nu vrea să fie bolnav, nimeni nu vrea să fie mai plin decât e, da? Dar nu reușim să ne ținem de un anumit program de să respectăm. Consecvență. Exact. Și atunci avem nevoie, unii merg la psiholog, unii merg la psihoterapeut, la diversi
da, ca să-și poată face ordine în mintea lor, astfel încât să poată să se țină, să respecte ceva, să aibă grijă până la urmă, da, că e vorba și de imaginea de sine și de încrederea în tine, da, și cât de mult valorezi tu în fața ta. Și atunci, prin neurografică, tu poți să îți vezi cumva ce ai tu în minte și cum ai ajuns. Deci poți să ajungi la niște conștientizări care declanșează vindecarea, adică care îți Se poate deblochează ceva la nivel, cred așa, exact. dar prin mai ales, cum îi spunea tehnica aia? Când, o descărcare, da. Da, descărcare, da. Ok. Păi, uite, de exemplu, nu știu, crezi ceva, da? Deci tu ești sigur că asta e adevărul și... Și dintr-o dată, parcă ai auzit, ai citit ceva și... Deci, într-o clipă, ți se schimbă total perspectiva față de acea situație. Deci, mintea noastră, creierul, este flexibil, da? Și poate schimba, da? Da, poate fi antrenabil. Da, o apărere, o atitudine, depinde de tine cum sapi ca să ajungi să schimbi acele lucruri. Corpul este un pic mai rigid, da? Deci este stabil și îi trebuie mai mult timp ca să se adapteze la cea așa. Și atunci noi, mai ales prin neurografică, implicăm mâna, implicăm ochii, da? Și avem până nu văd, nu cred, da? Și atunci, modificând pe foaie și lucrând, da? Lucrând cu tine, chiar și un sportiv până la urmă, da? El nu doar se antrenează fizic, da? Se antrenează și mental. Deci, în felul ăsta și prin neurografică se pot ajunge la niște rezultate chiar fizic, da? Să spunem și pe fizic. Dar Da. programându-ți mintea la acele rezultate. Așa. Dar tu, ca și specialist, de exemplu, vine la tine o persoană cu o anumită problemă, fizică sau emoțională, nu contează, și faceți un desen. Deci acea persoană nu necesită în acel moment să cunoască nimic despre neurografică, nu necesită să facă cursul sau așa, vrea terapie unul la unul. Faci, da, de Da. astea. Și tu cumva, deci poți să-ți dai seama prin desenul acelei persoane unde ar putea să fie ea blocată, strâmtorată, neajutorată prin liniile care le face, prin culorile care le folosește. Deci poți să o ajuți, să o ghidezi cumva, da? Deci prin ședința asta. Și mă gândesc că în funcție de cazul, da, problemelor, problemei în special, ar avea nevoie de una sau mai multe ședințe. Gen, mă gândesc așa, ca și la un, cum ai spus, terapeut sau psiholog când te duci, deci nu se știe cât, de cât e nevoie până când se deblochează. Ok. Da, păi, uite, chiar acum, alaltă, nu știu, când am avut o sesiune privată, la fel, omul vine cu o tonă, da, vreau și aia, vreau și aia, vreau și cealaltă și vreau să fiu și sănătos, dar vreau să am și bani, dar vreau și aia, deci nu, da, pe toate le vrem odată. Ei, normal că prima dată ne vedem care este rezultatul final pe care îl vrei. Și, de fapt, după câte am observat din experiența mea până acum, ne dorim ceva. Deci vii cu o dorință așa arzătoare, eu vreau asta, când, de fapt, în spate se află mult mai multe. Iar prin neurografică, da, poți să, după mai multă practică, da, poți vedea. Acum, nu vreau să înțeleagă oamenii că e ca și la ghicitoare, da? Și nu ăsta este scopul desenelor să se interpreteze, da? E vorba de a te mobiliza și de a te motiva să mergi mai departe, să-ți găsești resurse ca să mergi mai departe și... Da, deci prin neurografică sau în sesiunile private, eu te pot... disocia, așa să zic, adică te pot rupe așa sau să te adun înapoi, deci cu ce vii și asta spun, pentru mine rămân atât de surprinsă de fiecare dată când omul la sfârșitul sesiunii spune că pur și simplu mă așteptam cu totul altceva, este mult peste ceea ce mă așteptam să fie și cel puțin
are deja un plan, se vede pe el unde este și unde vrea să ajungă și începe încet încet. Bineînțeles că dintr-o sesiune nu ai cum să ai atâtea rezultate, dar eu încerc ca măcar din sesiunea pe care o fac să dau cât mai mult, să iasă omul de acolo cât mai lămurit cu ceea ce are. Da, și eu încă asta cred, că persoana în urma desenului poate și ea cumva să se interpreteze și să spună, vai, deci desenul ăsta, că tu nu dai limite, desenează până în sus sau până în jos, până la final, da? Deci foarte multe persoane se limitează, inclusiv pe o foaie de hârtie, adică dacă Exact, este, exact. da? Și am observat, da? Deci multe persoane pot ele să-și interpreteze, deci am ales culoarea asta, dar de ce nu pe cealaltă, de ce le-am combinat așa? Da, e foarte interesant. Poți să-mi spui tu, în ce moment al vieții tale ai descoperit neurografica? Deci dacă tu ai descoperit-o sau ea pe tine? Cum a fost? Unde? Cum? Că nu știu dacă mi-ai spus foarte clar. Asta nici eu nu știu să spun. Ce-o fi descoperit ea pe tine? Da, acum nu este nimic întâmplător. Și uite, neurografica m-a făcut să mă uit la semne și transmit cumva și virusul ăsta, să spun, și celor cu care lucrez, să fie atenți la ceea ce le se întâmplă și să găsească totdeauna o conexiune cu ceea ce se întâmplă în interior cu exteriorul. Da? Deci neurografica la mine a venit... Eu oricum eram interesată de dezvoltarea personală, studiam, adică autodidact, așa, studiam ceea ce mă interesa pe mine din domeniul psihologiei și alte domenii de spiritualitate și ce așa, și prin aceste cercetări pe care le făceam eu am descoperit un video, dacă cu un nene, cum ziceam eu, cu un nene care făcea un desen acolo și ce spune asta, adică desen, eu n-am treabă cu desenul, de-aia spun că e ceva care, bun, eu nu știu să desenez și nici nu mă interesează, adică nu eram foarte așa cu, ei, mi-a mai apărut și a doua oară același video, bun, ok, a treia zi mi-apare încă o dată, zic, nu, sigur, acum ceva e, că nu pot, adică același video să-ți apare 3 zile la rând, ei, și atunci m-am uitat, a fost primul curs la care m-am înscris, doar auzind conceptul, da? Doar auzind conceptul că tu cu mâna ta îți poți schimba viața, adică poți să preiei controlul și să te împuternicești, pentru că eu așa văd metoda asta, ca și o împuternicire. E ca și cum ți-ai scrie povestea ta și nu te oprește nimeni, adică doar din chestia asta îți poți vedea cât ești tu delimitat, pentru că nu-ți permiți, de multe ori noi nu ne permitem lucrurile pe care ne le dorim, noi doar știm să le punem în cap că vreau, că nu știu ce, dar când te pun să le pui pe foaie, tu nu știi, adică aproape că ți-e frică să pui ceea ce îți dorești. Da, și eu așa văd această metodă, dincolo de tot ce se întâmplă, e ca și o împuternicire, da? E ca și o împuternicire pentru tine, ca să îți dai voie să... majoritatea cumva... asta este firea noastră, să căutăm vinovați în afară, știi? E mai ușor, e mai lesne. E mai ușor, exact, e mai ușor. Și atunci... poți să dai vina pe neurografică, știi? Uite, ia așa, ia, prin neurografică am vrut atâtea, știi? Ce concret, deci concret, a schimbat în viața ta neurografică de când o practici? Da, așa, deci vizibil. Am făcut sau am fost asta și am renunțat și am... Deci ce vizibil? Păi... am făcut și am făcut. Deci am făcut, eram angajată de când mă știu, da? Sunt angajat, adică am fost angajată și nu sunt o persoană care așa schimbă joburile de pe o zi pe alta. Și chiar nu eram într-un job în care să deci spun... la bază ești? Inginer, am spus Inginer. Că sunt inginer în textile. Și
chiar nu, adică nu că eram la locul de muncă stresată sau ceva care, știi, de multe ori e mai ușor să faci un pas, să schimbi ceva când ești împins de greu, da? Când ești împins de negativ, de ceva care e rău. Ei, dar când ți-e bine și adică e bine o zonă de confort, mă refer, adică nu e ceva care să te afecteze fizic sau mental sau așa, dar pur și Sau simplu. financiar, da. Da, sau financiar, da, dar pur și simplu nu mai crești, da? Nu mai ai loc unde să evoluezi. Ei, și atunci e așa consider eu, e mult mai greu să iei o decizie, da, ca să te rupi de acolo și să mergi. Ei, prin neurografică, nici eu nu m-am așteptat să fiu împăcat așa și să adică să mi se pară ceva normal să îmi dau demisia și să o iau pe Pe un calea. drum necunoscut, deci pe o nouă cale neuronală Exact, pe care ai pentru că creat-o. exact, tu știi foarte bine când, da, deci eu aveam câteva luni sau cât să spun cât ne jucam noi așa prin Da. câteva zoom-uri ce ne întâlneam și am văzut puterea și vedeam mesajele și feedback-urile, reacțiile, rezultatele celor cu care lucram și solicitarea era din ce în ce mai mare și clar m-a făcut să merg așa cu, da, să merg cumva contra la ceea ce credeam eu că, vai, n-o să, acolo, de acolo o să ies la pensie, știi? Da, Deci, dar cumva. oamenii din jurul tău, cum reacționează când aud ce faci tu? Da? Pentru că asta clar este o terapie nouă și multă lume nu știe cu ce să mănâncă, ce mai e și ai. Deci, cum reacționează ei și ce, dacă opun rezistență, dacă ai vreo provocare să spună, nu știu. Păi uite, să spună cine au venit acum prima dată, cum li s-a părut. Păi mă gândesc că li s-o fi părut un joc, ca și Da, nouă de pot să altele, în stau 18 câțiva ani. decembrie, când imediat era săptămâna Crăciunului și noi ne-am pus, hai la o oră să desenăm și s-a făcut două, s-a făcut trei, s-a făcut patru și nu mai pleca nimeni din Zoom. Da. Da. Da, păi eu, da, dacă Te mi-am prinde. stat 6 ore atunci, nici Da. la toaletă nimeni n-a mers. Nici apă n-au vrut. Da, ca și ce întâmpen, da? În primul rând, eu așa îmi setez ca să vină către mine doar persoanele care au nevoie de Potrivit. mine și pot să le ajut. Și atunci nu prea am întâlnit persoane care să îmi creeze ceva care să. Nu știu, să spun, uite, nu mă simt bine sau nu e ok, da? Deci, cumva am spus sincronizările și chestiile astea deja le-am integrat, dar în general, pentru că este o metodă, da, și vreau să specific doar că nu este o terapie, da, chiar dacă efectul sau rezultatele sunt terapeutice, dar nu este considerată o terapie, că așa cum spune și autorul, terapia este pentru atunci când nu mai poți, da? Când nu mai ai nicio putere, nu mai ești, da? Cumva, iar neurografica este pentru atunci când ai voință, când vrei să faci ceva, când vrei să-ți găsești resursele, să-ți găsești motivația, cum spuneam, deci ești setat pe viitor și funcționează între punctul A și B care te face să ajungi, da? Deci prin neurografică ajungi la punctul B. Asta e, că nu se știe, e foarte nouă, da? De asta mă lovesc, așa să spun, da? Că nu știu ce este, adică nu știu unde să o încadreze, că e și neuro, și grafică, dar ce e asta, că eu nu cu desenul, dar ei, până înțeleg care este conceptul, atunci deja devine o altă discuție. Da, și uite, de asta încă mi-am dat seama acum că mă gândesc că acele persoane care o iau cumva ca o nouă metodă, ceva interesant, am auzit, sunt curioasă și care cumva nu ar avea nevoie 100% de terapie, adică să fie foarte în mari depresii sau într-un burnout sau așa, deci astea persoanele așa au mult mai multe rezultate
față de persoanele care într-adevăr au nevoie de multe, multe ședințe, da? Ca un terapeut. Da, Ok. da, 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 da. Păi, de Ia să-mi. încercat, eu cred că Da, e... și de asta tu mai și faci și ateliere gratuite, nu Da, doar. mai fac, da, câte odată la o perioadă mai fac și așa, ca omul să testeze ce este neurografica. Așa. Poți să ne spui de unde ești tu de fel și unde locuiești? Păi, de fel, cred că se poate spune după accentul meu că nu iese, Moldova nu iese din mine, da? Deci sunt din Republica Moldova și am plecat destul de devreme de acasă, tot pe la școli și ca să mai învăț, da? Am trăit mai mulți ani în România, iar de 9 ani sunt în Anglia. Am venit la un interviu, da, exact pe ceea ce lucram și în România ca și inginer în textile. Și sunt specialist în broderie, dacă e că am lucrat și... Parcă cumva se leagă, Da, se leagă cumva, nu? da, cumva se leagă. Și da, asta spuneam, de 9 ani sunt aici în Anglia, cumva m-am și stabilit, nu știu, deocamdată de planuri de a mă întoarce. Așa. Ce înseamnă pentru tine o sănătate holistică? Ce înseamnă o sănătate holistică? Păi, în primul rând, sănătatea holistică, după cum spune și numele, este din toate punctele de vedere, da? Deci dacă ar fi clar prima dată corpul, deci nu poți să izolezi corpul de ceea, dacă trăim până la urmă într-un mediu, trăim Într-un întreg, da. printre niște oameni, da? Și nu poți să am pătrățele pe burtă dacă mă cert în fiecare zi cu vecinul sau cu soțul sau cu mama sau cu nu știu ce, da? Deci aia nu e. Și atunci, sănătatea holistică pentru mine este să fii echilibrat în toate, da? Mă, nici strictețe peste tot, da? Deci și să fii mulțumit cu ceea ce ai tu, da? Deci, bun, am 2 kg, 3 în plus, dar eu mă simt bine, deci nu... E ceva care să mă afecteze atât de tare. Deci, cumva, o armonie, un echilibru, aceasta înseamnă pentru mine sănătatea holistică, da? Deci, să fiu și vis-a-vis de relații, și vis-a-vis de ceea ce fac cu oamenii cu care sunt, și ca și corp, da? Pentru că, clar, se reflectă. Absolut. Nu, parcă nu poți trăi separat e una de cealaltă, da? Da. Minte, corp, trup, spirit, cum am spus. Așa, dacă poți să-mi spui tu mie care e rutina ta de dimineață. E, deja vrei să știi prea multe. Așa numai un pic, Dănie, dă din casă. Da. Mă, rutina asta tot încerc să o fixez, da? Echilibrez Pentru că sau... sunt așa într-un proces tot de transformare și de... În primul rând, prin desen încep. Nu știu cine a fost acum vreo lună, ne-am desenat, acum am zis gata, mă pun și eu, că de obicei în ateliere, fiind concentrată foarte mult ca să dau, da, ca să transmit mesajul, cumva eu nu sunt acolo pentru mine, cum ar veni. Ei, data trecută, când am făcut despre cum să slăbim, da, cum să ajungem la o anumită greutate și să avem un corp frumos, am zis, data asta mă pun și eu să fac... am câteva rezultate până acum, că asta spuneam, dar cel puțin observ că adică nu mai negociez cu mine în minte, da, uite că trebuie să faci, da, poate nu, dar poate lasă că mai târziu, lasă că mâine. Ei, acum am, deci asta... Ești mai conștiincioasă, Da, adică exact. așa. Și atunci de dimineață încerc să beau... apa, da, care este... Apa magică. Bine, asta, da, asta oricum era și înainte și bineînțeles că m-am uitat la videourile tale și am observat că eu de obicei dimineața nu mâncam, da, deci începeam cu cafeaua pe stomacul gol și am văzut că, de fapt, mi-ai și spus tu că
nu este un obicei chiar sănătos să Tocmai faci să. acest lucru, da? Și am, uite, de atunci de când mi-ai spus, nu am mai făcut prostii de astea. Am încercat să mă mențin. Deci cam asta ar fi ca și, plus încerc să fac, dacă nu fac de dimineață yoga, Mișcare. așa mă duc să mai târziu merg la niște pași, da? Ca să-mi fac, deci cel puțin corpul să îl solicit. Că exact și corpul și creierul și mintea noastră, dacă nu le folosești, mașina dacă o lași în Exact. parcare o lună de zile, după aia mai greu o să o Da, pornești. de asta, deci dimineața cumva trebuie trezit, da? Trezit, că noi ne Exact, trezim dintr-un somn și să-i dăm așa, bine, dragă. Deci, acum, dacă tu ai avea pentru 2-3 minute atenția întregii lumi, da? Ce le ai transmite tuturor, așa, îți închipui toată, tot globul, ce le ai transmite? ce le-aș transmite? Uite, chiar zilele trecute mă uitam peste un material și mi s-a părut atât de interesant ideea. Adică aș spune că dacă viața noastră, dacă scopul vieții noastre era să suferim și să trăim în durere, păi la prima julitură se termina viața, da? Ei, scopul nostru sau vieții este de a fi fericiți. Și atunci trebuie să ne menținem cumva, să ducem, să credem, adică să fim fericiți cu ceea ce este. Asta aș transmite, adică să fie fericiți. Frumos. Așa, în ultimii 3 ani, ce credințe, obiceiuri, acțiuni ți-au îmbunătățit viața? În ultimii 3 ani, ce ai făcut tu așa constant? Pentru că clar, dacă te uiți mai urmă, 3-5 ani, sigur ai făcut altceva. Dar în ultimii 3 ani, ce ai făcut? Ce ai citit? Și cu cine te-ai... adică spune cu cine te însoțești, ca să spun cine ești. Deci ce anume, deci ce credințe, da? Credințe, obiceiuri, acțiuni ai făcut pentru a-ți îmbunătăți viața? Poate ne inspirăm. Da. Ce credințe? Păi, având în vedere, de exemplu, că înainte să mă apuc de neurografică, pentru mine Facebook-ul era ceva privat și personal, da? Deci acum am devenit cumva public, deci am reușit să trec peste o credință în care, adică care mă făcea să cred că nu e ok să te expui, să, nu știu, ce trebuia să se întâmple ca să pot eu să ies așa, să fiu, sau să vorbesc cu te altă credință, da, nu Ai mi-e... fost și la televiziune. Da, am fost și la televiziune. Da, dar pentru mine acestea au fost niște, poate pentru cineva pare așa ușor sau nu știu cum să spun, dar pentru mine au fost niște eforturi sau nu știu cum să... Da. Deci niște bariere pe care le-am trecut așa care... Brio. Exact. Dacă tu ai putut, oricine poate. Da. Și acțiuni, ce acțiuni? Că e clar că ai făcut și acțiuni. Adică ai învățat mai mult, ai urmărit ceva platforme, cursuri. Da, păi acțiuni, păi dacă mă puneai să scriu vreo postare înainte, nu știu dacă reușeam. Acum eu sunt cea care administrează toate grupurile pe care le am acum și sunt vreo câteva bune, da, 4-5, nu știu câte sunt. Grupul mare este doar așa, de restul sunt și private, de care sunt cu clubul, care sunt cu ăsta. Deci mi-am dezvoltat, da, apropo, deci mi-am dezvoltat o abilitate pe care cumva o intuiam sau nu știu, nu o foloseam și nu puteam să văd, da, efectul ei, dar prin neurografică
am reușit să văd această abilitate a mea și să-mi o dezvolt și să-mi confirm că este aici de intuiție, da? Deci să-mi dezvolt intuiția și nu știu ce mai e pe lângă, da? Pentru că cu cine vorbesc, eu pot să, deci pe lângă neurografică, ce pot eu să citesc cum ar veni pe foaie, eu pot să văd sau, nu știu, mi se transmit niște mesaje despre acea persoană și pot să văd cam unde este acea persoană ca și situație sau ca și... Da, cred și eu că orice abilitate se poate dezvolta, că toți cumva parcă ne naștem cu acest, suntem cumva egali, nu? Și pe urmă Da. depinde de noi dacă, Exact. da, vrem să învățăm, să ne dezvoltăm, să creștem, să facem foarte frumos. Bine, dragă, deci, cum ar putea ascultătorii și cei prezenți și cei care vor urmări înregistrarea să te susțină? Ce ar putea ei să facă pentru tine? Tu ne-ai oferit aici o oră și ei ce ar putea să facă în schimb? Păi, să facă ce vor, ce simt. Să intre pe, nu știu, ai grupuri, da, de Facebook, le vom bine, pune, puneam. am să le atașez în descrierea videoului. Da, deci ce ar putea să facă? Pentru că văd că sunt și multe persoane care mă cunosc și care știu efectul neurograficii, da? Pot transmite mai departe și pot veni și pe grupuri cu feedback, cu pot da mai departe această informație, da, către alți oameni, iar cei care sunt pentru prima dată, da, să încerce, da, măcar să încerce, să nu mă creadă pe cuvânt, da, și să încerce ei metoda și după aia, bineînțeles, în funcție de rezultate și așa să ducă mai departe, pentru că nu știi cum informația ta poate ajuta pe cineva. Deci doar o postare sau un share sau un... Păi asta zic, asta contează foarte mult. Deci dacă ai rezonat, deci exact. Olga a postat ceva și ai rezonat cu acea, că am văzut că de multe ori faci postări nu doar despre neurografică, ci pur și simplu despre anumite pilde sau lecții de viață care sunt foarte frumoase. Dacă Exact, rezonezi, deci e important să dăm inclusiv o inimioară acolo sau un share pentru că ajută. da. Așa. Și cei interesați, am spus și prezent și care urmăresc, unde ar putea să te găsească pentru serviciile tale? Ai website, ai Facebook? Am și website, da. Și Facebook și grup și YouTube și Ok, tot ce vrei. numai să vrea să mă găsească. Că mă gândesc că dacă doar să scrie neurografică posibil pe Facebook sau Exact, așa... neurografica Colga Sabo, neurografica Arta Armoniei în Viață este grupul. Iar pentru sesiuni de 1 la 1 mă pot contacta tot pe Messenger sau, uite, pe website este și numărul meu de telefon. Chiar sâmbătă este prima sesiune din club, da? Din care face parte din atelierele acelea două de pe lună, din lună, din club. Deci cine vrea să... Deci clubul ăsta, încă o dată, să repet așa eu, deci este un club de membership, adică nu oricine, dacă nu ești membru, adică ca să fii membru, e musai să plătești o taxă. Da. Și membrii ăștia sunt mai speciali pentru că tu oferi două ateliere pe lună. Două ateliere pe lună, plus dacă nu ai făcut cursul, da? Deci dacă nu ai Așa. făcut cursul, ai 10% reducere din curs, ai 10% reducere din atelierul care îl fac lunar și în luna aceasta este duminică, da? Și bineînțeles că în cadrul clubului putem avem mai multă libertate așa și ne manifestăm creativitatea mai larg așa, mai. Mai altfel. Ok, Da, încă una, să nu uit. Deci, cineva zice, ok, eu acum am auzit, mă apuc și eu și fac și eu o linie neuronală aici, acolo și fac și eu acolo. Nu poți să faci așa ceva. Fără un instructor sau fără a cunoaște acei pași din algoritm. Pentru că dacă nu-i cunoști și nu-i stăpânești corect, poți să-ți faci tu ceva așa, nu că greșit,
sau rău, dar poți să faci anumite, da, cum să-i spun, Bine, acum să nu speriem oamenii, știi? nu sper, eu doar întreb, pentru că știu că a existat la un Da, moment știu, dat da, sunt situații, cazuri. am situații și chiar cu cineva din familie. Adică nimeni nu-ți interzice până la urmă să faci o linie pe foaie, că nu stă Da. nimeni să-ți dea amendă să faci că ai făcut o linie pe foaie. Dar nu poți să numești neurograf. Deci dacă vrei să faci neurografică, da, atunci e musai, da, E cum spui musai. tu, să învețe alfabetul, da, Exact. să învețe care sunt pașii și ce semnifică fiecare. Și în felul ăsta își pot da seama singuri ce trebuie și cum trebuie. Până la urmă, totul este permis. Da, poți merge și pe roșu. Da, pe la semaforul când arată roșu, nimeni nu te oprește, dar că vei ajunge în siguranță în partea cealaltă de drum, nimeni nu-ți garantează. Deci, în felul ăsta este și cu neurografica. Și odată ce ai dobândit aceste cunoștințe, odată ce ai făcut cursul, ca să înțeleagă oamenii, nu mai ai nevoie de instructor. Adică eu când am desenat și știu că se face așa și liniile de câmp și intersecțiile și așa, pot să-mi desenez eu orice situație, orice problemiță aș avea, iau rapid, cum ai zis și tu, dacă mă aflu undeva într-un loc și chiar nu am marker, fac și cu pixul, nu am culori, fac un alt model, că se poate face și pot să-mi desenez sau să-mi descarc acea problemă, da, care o am eu singură, după ce am Da, învățat. da, da, da. Da, deci poți, după ce înveți, da, după ce înveți elementele de bază, clar, știi cum, este exact ca și la antrenament când mergi la sală, da? Deci îți arată antrenorul, uite, pentru mușchi așa, pentru biceps, pentru triceps, ce o fi, da, astea sunt. Te arată, îți arată, tu faci, după aia tu alegi. Cum să faci, cât de mult, la fel și aici, da? Înveți care sunt principiile de bază, după care le poți folosi în funcție de situație, în funcție de. Adică îți pui mintea în mișcare odată. Deci, ăsta este un beneficiu, pentru că în ziua de astăzi, cu toate gadgeturile astea, deci nu mai gândim, pur și simplu apăsăm pe butoane. Cafea, buton, aia, buton, deci nu gândim. Ei, prin neurografică, măcar te forțează să-ți pui un pic mintea în mișcare. Neuronii la mișcare, eu de Exact, asta știu, exact. da. Când prima dată așa când am făcut, ziceai că e foarte important că nouă ne vine, de exemplu, punem carioca aici, ne vine să ducem linia acolo, dar nu, linia se duce total invers, adică trebuie să Da, 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 să-ți da, da. Voi provoci. putem, da, se poate face, de exemplu, un experiment, da, puneți pixul pe foaie și mergeți, surprindeți-vă, da, vedeți, observați, încotro vrea să meargă mâna și mergeți invers, da, mergeți exact invers la ceea ce vă dictează mintea. Da, am văzut că o să mai fie de asta. Acum vreau să dau drumul cumva la întrebări, să se pună întrebări cine dorește să pună și apoi le luăm, că eu mai am ceva întrebări pentru Olga. Așa nume, dacă ai fi pe o insulă pustie, ce băutură ai vrea să ai cu tine? Dar de ce m-aș duce eu pe o insulă pustie? E dacă, nu știu, așa. Ce ți-ai luat? Ok, pe dacă e pustie, la ce să mai fie? Păi Ce? nu, da, ia o băutură, ia-ți o băutură cu tine, ce să iei? Bine, glumeam. Cafea? Apă, normal că apă. Dar ce carte ți-ai luat? Tot acolo pe insulă. Cine mă duce pe insula pustie să-mi aducă de tot ce... Carte. Uite, pe mine mă inspiră foarte mult cărțile lui Uspensky. Asta e Made in Rusia? Da, Sunt în Made. românește sau rusește Sunt în cărțile? românește, da, sunt în. Uspensi?
Da, despre învățăturile lui Gurgiev, nu știu dacă asta Nu e se una, mă. dar sunt încă a patra cale sau zice, deci tot Așa? ce scrii, da, e un pic mai greoaie, poate, pentru, dar pe mine mă inspiră Spirituale? Da? de toate, adică fiecare cu ce le asociază. Așa că n-am auzit de el. Bine, dragă. Și tot acolo pe insulă, ce ți-ar place ție să ai? Să ai un Wi-Fi sau un duș cald? Păi, Pe hotărăște-te. insulă Ori e pustia. pustie, ori e E, pustie, păi ori e pustie, duș. adică e pustie, nu sunt oameni, nu sunt clădiri, nu e nimic, ești doar tu. Te pun în dificultate. Mai spune o dată din ce am de ales. Wi-Fi sau duș cald? Și alte opțiuni? Nu. Păi niciuna, adică dușul cald, mă gândesc că eu, pentru mine deja s-a făcut că e mare, că e, știi, deci la Păi e mine mare, da. la da, și atunci e mare, la ce mai trebuie dușul cald. Și dacă mă duc, de-aia zic, scopul, care este că-s pe insula aia? Dacă e scopul de a explora, la ce îmi trebuie Wi-Fi? Nu-mi trebuie nici carte, nici Wi-Fi, nici nimic, da? Nici Deci... băutura. Eu n-am spus cât stai pe insulă, am zis numai așa, să văd ce ți-ai tu cu Păi la tine. mine deja s-a derulat. Da, s-a făcut film în cap. Bine, dragă. Hai să vedem ce întrebări avem. Am văzut că avem de la Camelia. Da. Da, ce Poate o vezi spune? și tu. Ce Deci, specialitate profesională avem nevoie să ajungem coach de neurografică? E doar instructor, parcă, dar până la instructor poți să explici tu, da, cum se ajunge acolo. specialitate profesională ca să ajungi coach de neurografică. Deci hai să explic mai întâi care sunt nivelele la care ajungi să predai sau să lucrezi cu oamenii. Deci cursul nivelul 1 pe care îl predau eu este doar pentru folosul tău, da? Deci este pentru uz personal și nu îți dă drept să lucrezi cu oamenii prin neurografică și nici să predai. E curs de bază care l-am Deci făcut este un eu. curs de bază, da. Ok. Ei, următorul nivel care este de specialist, acesta îți dă drept să lucrezi în grupuri de oameni sau în cabinetul tău individual, fără să predai. Ok. Și doar, deci ăsta este ce ai întrebat, da? Deci dacă vrei să lucrezi prin neurografică cu oamenii, da? Deci nivelul 2 este cel care Se te, numește specialist. da, care se numește specialist. Ei, următorul nivel este de instructor, cel pe care l-am și eu și de 9 luni de zile. Și ăsta îți dă drept să și predai, dar doar nivelul 1. Da? Deci, și apropo, pentru că am văzut că apar mai multe persoane deja pe piață care practică neurografica, este important de la cine învățați și cu cine practicați această, după cum v-ați dat seama, lucrăm cu anumite lucruri din interiorul nostru, adică cu subconștientul. Și atunci este foarte important ca acea persoană care lucrează cu voi să fie specializată sau certificată, Acreditată? acreditată, da, Da. de Institutul Autorului până la urmă. Deci, eu cred că am și pus pe grup la mine cum puteți să verificați, pentru că pe site-ul Institutului, bine, e în rusește, dar puteți verifica persoanele care Spun că se sunt. anunță că fac Da. ateliere, fac nu știu ce cu grupuri, da? Dacă, nu știu, vedeți voi că ceva nu e ok, puteți să verificați dacă acea persoană este acreditată sau nu. Și după ce, de exemplu, dacă o persoană se specializează, da, și poate să predea, adică ar putea, de exemplu, să lucreze și cu copiii, că uite, nici n-am vorbit deloc. Sunt benefice aceste desene pentru copii, nu știu, cu diferite probleme, spectre sau așa? Da, păi este chiar acum, cred că
După câte mi-amintesc eu, institutul a elaborat o nouă program, un nou program, să spunem, de neurografică, cred că e neuropedagogică sau ceva Așa. de genul ăsta. Nu știu exact. Atâta că e tot un rusește deocamdată, ce găsești este în engleză, cel puțin nivelul 2 de specialist și instructor. Știu că chiar cineva de la noi, din cursantele mele, deja face instructorul în engleză. Adică Pentru adică instructor și să poată pe urmă lucra cu copiii. exact, da, și cred că aș început, numai că ea face pentru engleză, lucrează în limba engleză. Da, deci cu copiii se poate lucra dacă ești specializat, Specialist. lucrezi cu copiii. Eu nu am specializare sau, cum să spun, competențe ca să lucrez cu copiii. Și atunci nu pot să spun mai multe, dar din ceea ce știu de la colegii mei care lucrează cu copiii, sunt rezultate foarte bune cu Da, lucrul pe această diverse metodă, da. probleme. Da, ok. Dacă mai aveți întrebări, dragilor, sau dacă vreți să deschideți microfonul, puteți să întrebați, deci nu e doar scris. Camelia, cred că am răspuns, nu? Mă gândesc. Da. Dacă cineva are vreo întrebare, că eu cred că am terminat cu întrebările mele. M-ai dus pe insulă și nu mai m-ai adus înapoi. Nu. Acolo te las. Acolo te las. Oricum, toate informațiile care mi le-ai dat cu drag, Amelia, despre site-ul tău, Facebook sau așa, o să le pun în descrierea videoului când am să-l urc pe YouTube și pe urmă o să-l pun din nou în grup ca să fie așa, să aibă toată lumea informații. Și dacă nu mai sunt întrebări, sau dacă mai vrei tu să spui ceva, eu cred că am cam cuprins toate despre, adică în mare cel puțin, că e foarte vastă neurografica asta, cum am zis aici, eu am desenul ăsta cu karma neamului, care am făcut-o, cred că anul trecut a fost karma neamului, nu? Dar a fost minunat, deci am lucrat 4 ore pe desenul ăsta și am făcut pe toți moșii strămoșii mei până la 7-a generație. Și am neurografiat, deci nu doar cercuri făcute, neurografiat pe fiecare în parte, așa peste fiecare am trecut și mi-am fi recunoscătoare, da, pentru ei și pentru tot ce, prin ce au trecut și așa. Și exact în, doar știi, prima noapte, deci după ce am făcut desenul ăsta, exact în prima noapte am visat 7 siluete, da, care eu urcam cumva sus pe un deal și ei erau acolo parcă lângă un pom sau ceva de genul, deci foarte interesant. Și pe urmă, cred că următoarele 3 seri la rând, că na, desenul, adică nu doar desenul ăsta, orice desen, deci el clar că lucrează și la nivel inconștient și se întâmplă, că se întâmplă și lucruri fizice în casă să se întâmple după ce ai făcut un desen sau în timpul desenului, deci Da. parcă sunt magice și Da. sunt foarte, cum să spun, nu de efect, dar până nu încerci, nu ai cum să te Exact, convingi, da, să te convingi exact. Da, că pe asta ele. spun, să nu creadă pe cuvânt și să încerce cine vrea, că de majoritate, sunt multe persoane aici care au încercat și cred că fiecare are de spus măcar un rezultat din ceea ce au lucrat până acum prin neurografică. Da, sunt sigură. Bine, Olga, dragă, eu îți mulțumesc tare mult pentru prezență Și și eu. îmi doresc să ai mult succes și chiar așa, atelierul, stai că mi-aduc aminte, deci noi suntem acum în data de 6 iulie și atelierul va fi. Deci, în poimâine marți, ne par în poimâine marți, sâmbătă, da? Sâmbătă, acum sâmbătă. Deci, Sâmbătă, da? Sâmbătă, 10. 8 iulie, da? Este prima sesiune din club. Cine vrea să intre în club, trebuie să-și facă Okay. abonament. Iar duminică, în 9 iulie, este atelierul. Da, care îl fac în fiecare lună și vom desena, cum am spus, despre oglinzile noastre din interiorul nostru, le vom integra
în noi, cum ar veni. Deci ce se reflectă în exterior, vom... Așa, și atelierul durează în jur de una, două ore Două maxim. ore jumate, da. A, Două, două ore jumate, ok. trei, da, depinde cum, da, dacă mai Cum sunt... decurge. Bine. Și asta o să... Sau găsesc informații la tine pe Deci dacă pagină, intri pe la mine grup. pe grup, exact, găsesc toate și eu în grup și pe pagina mea am exact desfășurătorul pe fiecare lună, în fiecare lună care sunt evenimentele de neurografică și cu linkurile de înscriere, deci își pot alege la dorință la ce, la care dintre evenimente vreau vor să participe. Da, super. Bine, mulțumesc că mulțumesc tare mult pentru prezență și mult succes. Vă mulțumesc tare mult și vouă celor prezente aici pentru susținere, da? Că ați venit să ne susțineți. Mulțumesc și eu pentru invitație și mulțumesc celor, da, care sunt la fel aici și ne-au onorat cu prezența. Da, contează. Și celor care se vor uita la înregistrare, bineînțeles. Da. Mulțumim, Ana, Marilena. Mulțumim. Ok. Am să închid atunci, dacă nu mai sunt întrebări. Da? Și am să urc video pe YouTube. Mulțumesc tare mult. Seară bună! Să